Conte Laurian, care în această seară prezintă la bucătărie. Auzi, domnule, la el! Zici, făcut!
de zi cum scade toată frumusețea. În prim? Deodată se referă la mine 6 pulci. 6. Adică să nu mir. Erau mai 5. La 6-le era vulturiță. S-a mulțumit să dragă, dar niște ochiari. Cum spun? Se referă la mine să-mi iagă scaun. Eu atunci sunt la piept cu disperare. Ei mă iau în cheare și mă ridică de pe pământ. Dacă vă spun, s-a încins o luptă între mine și vulturi, de s-a umplut tot cerul cu pene de căscan. Când era lupta mai întoi, trece pe acolo o cometă. Cum o văd, mă căs de coada ei și tuliu. În lună! În lună! Da! Sărăcuța fiind neobișnută cu asemenea plamânte și maniere, masă mândrui la mine, mă... M-a aruncat pentru Hrănește o lună! Știți cum? Împăratul, când m-a văzut, a fost expus de fericit. De ce? Și m-a întrebat dacă nu îl cunosc pe renumitul Arlechino din Bergamo. Da, cred că tot acum. Chiar eu sunt acela, i-am răspuns. Și de fericire s-a încins un chef care a durat 3 luni. 3 luni? Da! Spectatori, această seară trupa de teatru Atelier vă va prezenta comedia improvizată Nu pune dragul la încercare. După scenariul lui Messer Basilio Locatelli, piesa vă va vorbi despre bătrâna și tânăra zeiță Dragostea. În cinsta ei s-au ridicat altare și s-a jertfit sânge. S-au ridicat și s-au prăbușit cetăți. S-au unit și s-au împrăjbit. E o zbor dulce, dar cu cât muși mai pune sal în el, cu atât de bine mai amar. Da, și în comedia noastră trebuie să fie un dar, căci fără el n-am avut un pățișan în fața dumneavoastră. Cu toate că firea așa are legile ei, se întâmplă ca unii să se așeze împotriva lor. Și cum ar sta măgarului să cânte ca privighetoarea? Bărbații vâsnici care se căsătoresc cu fete tinerete, sunt ca și cerbii. La bătrânețe nu-și mai pot ridica capul din cauza coarnelor. Să ne fie cu iertare dacă în comedia noastră se pare cineva. Totuși vă dau un sfat. Chelul să nu-și pună mâna în cap. Deci comedia a fost creată ca timpul să treacă într-un mod plăcut și cu folos pantalone. Să mă grăbesc, că rostul meu de fiul Leliu, îi dă și eu tu coare, scumpii mele, familia. Familia. Leliu, fiului pantalone! Gânduri. Inimă! Unde spor? Suflete! De vă pui la domn. Unde fugi? Arlechino, servitorul lui Lelio! Arlechino, te profesie servitor. Am venit pe lume ca o carte prohibită, fără încuvințarea cenzorilor. Cofiello, tatăl Flaviei! Căsătoria a fost o dărdă pentru astă seară. Orice obiecție este inutilă, Flaminia. Am cumpărit bine lucrurile și vei vedea că vei fi fericit alături de Signor Pantalone. Rosetta, este invitarea familiei și Arlechino!
Bombardon! Bombardon! Toată lumea întreagă tremură când mi-aude glasul. Stai, 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 capitanul! Să mergem acasă, stăpână! Prințul Tăiorul să fie rău de spinarea noastră! Să mergem acasă! Nu mai pot de mâncări, nu mai beau. Că ce-a pierdut dacă-i padu, da?
Și mă tot întrebam, de cesuri, de constipații. Și în sfârșit am găsit. Iubesc! Iubește! De două luni, ca un nebun, o copilă, o floare pe care nici nu azi în soare nu răznesc la tine. Oh, ce pomistuitură dragoste! Acesta lui e un incendiu, curând o să te aleagă doar cu cumătura. Nu mă grâmesc, vreau să scap de... Arlechino! Chino! Dumnezeule, e mort! Cerem în casatorie,
fata care merge cu fiica al vostru? Oh, cea mai mare plăcere! Vreau să-ți iasă plăcerea pe nas. Stacul al meu! A plăcut să cânt! Mustafa, îl fac imal pe noroc! Chemam fiica al vostru și semnam contract care avem la noi. Mai întâi să chem pe fiica mea. Mai întâi semnam? Adio, signor Pantalone! Scumpul meu, cine e? Nu știu, dar inima spune că este aici ceva necurat. Stăpâne, iubitul dumitale tată, signor Pantalone, se uită la noi bunuitor. Sărături! Dacă v-am mai stiu glasul cândva! Nu cred. Nu credem. Suntem de la prima oară în acest oraș. Vorbiți totuși cu un pronunțat accent bergamesc. Vi se pare? Vi se pare? Posibil este. La curtea din Bagdad trăiește un mare astrolog italian care învățam la mine limba de la voi. Posibil este din Bergam. La mine! Ți-i plăciți pe ce? Salam, salam! Trădare! Spune-mă, spadă rușinoasă, mea fendi!
Ca o fată mare, nu vrei să te arată goală? Și acum, senior Turci, îți face nunta. Cu acest pumnal îmi voi semna contractul de căsătorie. Adio! Familia! Miliu! Miliu! Să terminăm o dată această comedie! Era și timpul, Arlen! Miliu! Da, noi! Ce v-am mirat? Până când vom fi victimele capriciilor voastre? Să ne vindeți dragostea pe banii voștri murdari! Ne împingeți până acolo că preferăm moartea! Ajunge! Părinții noștri au vrut să vadă dacă ne iubim cu adevărat. Au vrut să ne pună dragostea la încercare. Nu-i așa, signori? Uiți, fiule! Te iert, tată! Și acum, bătrâne, cum e rău? Bine, bine, cum e tău, copii? Bine-ți geaz, Gala. Să tu nu uită de cel flământ. Dragul meu, Arlechino. Draga mea, Roseta. Uitasem de voi. Așa se întâmplă mai întotdeauna. Roseta. Să nu te văd tu pre. Nu fi rar, Roseta. Nu te prea, signore, dar și dumneavoastră lui Savoie. A vrut să-mi pună dragostea la încercare. Poate că la dumneavoastră, signore, așa te obișnuiește, să-ți pui mai bine vasa la încercare. Noi ăștia de jos nu punem dragostea la încercare. Am zis. Roseta, dar tu crezi că dragostea noastră mai trebuie pusă la încercare? Eu cred că nu în ce mă privește. Și eu cred că nu în ce ne privește. Ei, și acum? Ei, și acum? Tu, pune. Cadena mea.